În urma declarațiilor făcute joi 3 decembrie de medici, Ministerul Sănătății a decis să facă o evaluare a răniților colectiv, asemenea celor transferați deja în străinătate. Raportul va fi publicat săptămâna viitoare împreună cu un plan de transfer. Spitalele din România îngrijesc momentan 30 de răniți, în timp ce 31 de victime se află în spitalele din străinătate. Ministerul Sănătății a postat în această dimineață pe site un comunicat prin care declară că Ministerul Sănătății a solicitat sprijinul Ministerului Afacerilor Externe pentru ca prin intermediul misiunilor diplomatice să înștiințeze spitalele din străinătate cu acordul autorităților române că, în conformitate cu recomandările specialiștilor, pacienții cu arsuri să continue tratamentul de recuperare în unitățile în care sunt internați. Tot în comunicat se arată că luni 7 decembrie la Ministerul Sănătății se va întruni o comisie de specialiști care va analiza situația pacienților cu arsuri aflați în îngrijirea spitalelor din România, în vederea implementării planului de îngrijire pe termen mediu și lung. Acest plan include atât îngrijirile medicale de recuperare, cât și asistența psihologică și socială pentru pacienți și familiile acestora. În situațiile în care există recomandare din partea specialiștilor, Ministerul Sănătății va aproba transferul în străinătate al pacienților cu arsuri aflați în îngrijirea spitalelor din România. Tot prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, spitalele din străinătate care îngrijesc victimele incendiului din 30 octombrie au fost înștiințate despre intenția Ministerului Sănătății de a demara în cursul anului 2016 un program de schimb de experiență între medicii români și cei străini care se ocupă de tratamentul pacienților cu arsuri. Precizăm că Ministerul Sănătății a aprobat tratamentul în străinătate tuturor pacienților cu arsuri care au avut recomandarea experților străini și care au fost considerați transferabili de către aceștia. Costurile acestor tratamente vor fi acoperite de Ministerul Sănătății conform prevederilor legale.